Alo. Cornel, salut! Da, salut! Zdănița German, ce mai faci? Da, și fac mâncim, dacă sincer. Da, voi am văzut pe Facebook și mă tin că și cineva din artiști mi-a spus și Aura și că v-ați mai întâlnit și în alte circunstanțe. Sunteți pe mai multe zone acum. Ies că da. Da, bravo, hai Doamne ajută, sănătos voiești? Da. Dar cu fotografia mai reușești să te ocupi în perioada asta? Da. Mi-a venit așa o idee mai, nu știu cum spun, mai neobișnuită și chiar mă gândeam cu cine pot să o pun în practic. Și mi-am amintit de pozițiile frumoase care noi le-am făcut la Eurovision când la Irresistible, știi? Aha. Și așa frumoasă și mi-a plăcut cum tu așa de subt, așa mai fotografiat și eu cu tocurile și alea de 16 cm și așa arătam din înalt ca o divă și așa parcă aveam niște picioare așa, nu știu cum, musculoase și așa frumoase culorile erau și foarte tare mi-a plăcut și acum m-am gândit că vreau să fac mai scurt o ședință foto cadou, știi? Pentru persoana dragă cu ocazia zilei de naștere. Și... Persoana dragă asta, prietenul tău? Da, da, bărbatul. Of, Doamne. Bărbat, aha. Da, da, da. Și vreau să fac o ședință foto, dar așa mai, nici nu știu cum să mai exprim, mai romantică, mai erotică, știi? Adică un fel, să fie așa ca un fel de mic album și mă gândeam, voi faceți și albume de astea, adică încorporați fotografiile și sau faci doar fotografii, poate aveți... Nu m-am ocupat de mult, dar cred că dacă de interesat s-a de făcut. Uh-huh. Da, dar pur și simplu trebuie repede, știi că e săptămâna asta, ziua de naștere. Ai spot, dacă ceva mâine, poi mâine să... Dar știi cum, uite, aș vrea, nu știu, nici nu știu, nu m-am gândit exact în ce cadru, dar știi cum aș vrea, adică să fiu așa, poate numai într-un val transparent și adică așa mai goală, știi? Dacă pot să-mi arăt măcar ca idee pe Facebook ceva. Dar aș vrea așa să fie, știi, că să am așa o perdică așa, ca am o perdică albă acasă de asta, știi, care o leagă adică transparentă, știi? Dezgolită frumos. Da, adică dezgolită de tot, dar să vadă tot, dar așa, dar să vadă și perdica, știi, adică un fel, el când a să privească, nu, parcă întâi să înțeleagă, dar întâi să nu înțeleagă, dar pe urmă de-am o să mai descoperim și mai descoperim, știi? Dar și mai am o, adică vreau să dai așa un aer de erotic, știi, puțin, nu prea caracteristic mie, știi că eu o să aleac mai rușinoasă, dar adică cum mai, așa știi cum eu, dar nu prea cu dezbrăcat cu acestea, dar pur și simplu cu așa ocazie m-am gândit ca să fie interesant și mai de subt așa cumva să fie fotografiile, știi, ca să așa să vadă de jos în sus așa, interesant, știi? Oricum dă-ne și site-ul, de exemplu, închipuire, dă-ne o poză, două și eu de mult mă gândesc și așa propun și eu așa. Dar știi, Da, mă gândeam, pur și simplu, dacă e posibil de făcut, știi cum, tu ai încercat vreodată să faci așa ședință foto, ai făcut vreodată la fete? Eu am făcut, dar ideea că trebuie să-mi spune cam și vor ei. Aha, am înțeles. Dar tu când, fotografiai, tu te uitai la dânsele? N-am înțeles. Tu când le fotografiai, tu uitai la dânsele sau? Sau... În ce sens mă uit la dânsele? Nu, e că te uitai sau stăteai așa cu ochii mai închiși? Nu, eu pot să mă întorc, nu e problemă. Dar cum? Ai spus pune aparatul, adică așa să lucrezi, adică pe automat, da, dacă ceva? Sau cum faci? Da? De ce eu nu mă uit? Adică mă uit în cadru. Sunt în curs și sunt în chestie. A, nu, da, dar nici în cadru, că dacă eu, de exemplu, mă rușinez puțin de tine, știi? Adică tu ai spus cumva să fixezi cadrul și ori să închizi ochii când apieși, ori nu știu cumva. Sau tu numai cred adică că trebuie da, să te uiți să focusești. Vezi că eu vreau și mai de subt așa să fii, și mai dintr-o parte, și din urmă tot alea, știi? Și, pur și simplu, înțeles. Din mai multe unghiuri, știi? Și, mă rog, noi ne cunoaștem, dar oricum am și eu un bun simț. Înțeles. Parcă n-am să mă sunt așa chiar bine. Și confidențialitatea asta e foarte importantă. Adică pozele să rămân numai între noi, nu... Și unde, dar unde, și unde am putea să filmăm? E ca așa întrebare. Afară, undeva? Tu vrei în apă? În apă? Spate, dar parcă e ceva banal. Nu, eu vezi că tu mi-ai spus, nu știu, în apă, valuri, eu așa am înțeles. Nu, eu am vedere cu perdica, cu voalul și ăla, pur și simplu, să fiu. Și mă gândesc perdica să fie albă și eu așa, puțin cum să o leac așa bronzat, așa mai negruță, mă gândesc că în niște cărbuni așa, știi, că o leac să fiu murdar așa, de negru, pur și simplu, știi? Adică așa, un fel de abordare mai artistică la... Adică știi că apa e ceva banal, e ceva folosit deja, pur și simplu, e mai complicat, știi? E cum, e mai uzat, să zic, dar cărbunii, adică eu un fel... Știi cum e ca la Shakira este, când ea merge în nisip, așa, lule, știi? Adică eu așa în cărbune. Și mai moldovenesc puțin, adică e cu... Cum crezi? Mai îți faci făcut și în glot. A, și în glot. Ca idee. Mhm.
Am înțeles, am înțeles. Dar în cărbuni, dar pur și simplu trebuie să găsim, dar eu las că eu găsesc, mă ocup. Dar unde, unde? Spate afară undeva, da? Da, spate afară, unde, normal. Tu recomanzi afară? Atât timp o completează. Dar unde? La, prin zona, voi mai timp stați la sat pe undeva, prin Sobrubii, nu? Sau mi-a părut? Da, da. Spate da, pe acolo, pe la voi pe undeva, aveți vreo grădină, vreo... Am ceva mai frumos ca tare, dar trebuie multă lumină. Aș trebui să mă gândesc cum. Aha, am înțeles. Dar se vede, dar se vede detaliile, se văd, adică când tu când fotografiezi obiectivul și ăla e foarte detaliat, că adică mă gândesc ce e legătură cu, cu epilatul, știi cum să... Simplu... Eu am scurăț oricum toată pielea, eu oricum... Aha, adică dacă să fie firișoare de ceva acolo, nu e o problemă, da? Nu e o problemă, asta nu e o problemă. Aha, și deam o legătură cu, cu bugetul, deam o este gândești, ce ai să-mi spui? Bine? Bine, oricum tu dă-mi și duc o poză, două, că eu să-mi dau seama și cam cum gândești tu. Da. Adică ce-ai vrea tu. Aha. Am aici o persoană care, care mă ajută la ideea asta și la concept și vreau pur și simplu să-ți mai spun niște detalii. Da? Poți să asculti, Oleg? Ai 3 minute. Scuze că așa târziu. Da, da. Cornel, în primul rând vrem să spunem scuze pentru că și eu mă știu bine cu tine. Noi pe doi n-am pus-o special să sune pe cineva din contacte. Corneluș, bună seara. Noi suntem în emisie directă la directă la Diaspora Media, Cornel. Cornel, scuze-mă, te rog, asta e pur și simplu sobraznici. Și ei pe mine m-au bătut. Eu cu mare drag, și am răspuns, i-am văzut vocea un pic schimbată, dar nu este vorba. A, tu n-ai înțeles și cu mine, te gândi că eu sunt drogată ceva, da? Cornel, știi că Doinița nu vorbește așa prostii. Am înțeles. Nu, dar eu cred că oricum el omul rămas cumva, chiar dacă nu sunt nimic de șocat. O să te viseze la noapte. Da, păi cum din nou? Cornel, noi încă o dată ne-am convins că noi din orice cărbune și pierdică, noi putem să facem o artă. Și tu ești omul ăla care poate să vină în întâmpinare, cum s-a spune, orice principiu vină în întâmpinare. Asta e foarte bine. Tu ai ajutat-o astăzi pe Doinița German să aibă 3 farse reușite din 3. Nu, tu m-ai ajutat pe mine că eu să-l urăsc pe Natal mai tare. Didiana, eu nu mă leg, ea e diva Moldovei și pe urmă știi cum e. Cornel, da, e Capitolia. Noi te salutăm, din partea noastră 1 kg de cărbuni. Un singur lucru ce vreau să spun, Corneliu, blagoslovitul, așa poți să te găsească oamenii să apeleze la tine, la serviciile tale, nu-i așa? Da, și apropo de asta, Cornel, eu, ceea ce am spus în legătură cu Eurovision nu este o minciună. Eu consider că dintre toate edițiile Eurovision, când eu am cântat piesa Irresistible și el a fost fotograful echipei noastre, eu am avut cele mai reușite și cele mai faine poze. Așa că eu chiar îți mulțumesc încă o dată și eu sunt sigur că noi să facem încă mult ședință foto împreună, nu eroți și Cornel. Mulțumesc vouă de apreciere. Te salutăm încă o dată, o seară plăcută ție.